Salutare pariori! Pentru ziua de joi, colegii mei de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. În această perioadă poți profita de 150 de rotiri gratuite fără depunere și fără condiții de rulaj la slotul Shining Crown. Bonusul este oferit de Las Vegas Casino, iar pentru mai multe detalii te invit să accesezi linkul din descriere. Slovacia-Luxemburg. Radu Oprea spune că naționala Luxemburgului a crescut mult în ultimii ani, iar acum are la dispoziție jucători de calitate, în special pe faza ofensivă. Luxemburg a reușit să marcheze în 4 din ultimele 5 meciuri disputate și, ținând cont că Slovacia nu are o echipă foarte puternică, pronosticul tipsterului nostru merge pe cel puțin un gol marcat de luxemburghezi. Portugalia-Liechtenstein. Având în vedere diferența uriașă dintre cele două selecționate, David Chirilă crede că vom vedea un meci controlat în totalitate de Portugalia. Astfel, pronosticul său merge pe victoria Portugaliei la o diferență de cel puțin 3 goluri și pe niciun gol marcat de Liechtenstein. Nava Isner. Tenis Tipster 92 spune că Nava este un jucător talentat, în timp ce Isner este un veteran care se bazează mult pe serviciul său puternic. În opinia tipsterului nostru, ar trebui să vedem un start de meci echilibrat, iar pronosticul său merge pe scorul de 3-3 după primele 6 game-uri din setul 1. Begu Zeng. Tipsterul Adrian spune că Zeng este o jucătoare înaltă și este cunoscută în circuit pentru numărul mare de ași reușiți în meciurile sale. Ținând cont de calitățile acestei jucătoare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe cel puțin 2 ași reușiți de aceasta în primul set. Italia-Anglia. Alex este de părere că Italia se confruntă cu o situație de-a dreptul dramatică în ceea ce privește atacanții disponibili pentru această partidă. În opinia lui, Anglia se poate baza pe un lot superior, așa că pronosticul său merge pe victoria englezilor cu returnare de miză în cazul unui rezultat de egalitate. Danemarca-Finlanda. Ținând cont că în acest meci se întâlnesc două echipe nordice, tipsterul BMG crede că vom vedea multe faze fixe, specific jocului prestat de aceste naționale. Astfel, tipsterul nostru propune pariul de peste 8,5 cornere. Duel atractiv în Euroliga de basket, acolo unde Lyon urmează să primească vizita lui Maccabi Tel Aviv. Cei de la Lyon ocupă ultima poziție a clasamentului, în timp ce adversarii lor se află pe locul 6, având șanse bune la play-off. În meciul tur, Maccabi s-a impus categoric, iar tipsterul nostru mizează pe același scenariu și propune pariul pe victoria celor de la Maccabi. Andrei Cinculescu ne aduce în atenție duelul la hockey dintre Storhamar și Valerenga. Ambele echipe au medii de peste 3,5 goluri înscrise per meci, așa că tipsterul nostru mizează pe un meci spectaculos, alegând pariul de peste 4,5 goluri marcate. Macedonia de Nord-Malta. Johnny este de părere că nord-macedonenii au un adversar accesibil în startul calificărilor la campionatul european. În opinia lui, diferența dintre cele două reprezentative este semnificativă, așa că pronosticul său merge pe victoria Macedoniei de Nord și pe cel puțin 2 goluri marcate. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.